Strada Ștefan cel Mare a fost multă vreme locul favorit al constanțenilor. Situată în centrul orașului, strada era renumită pentru magazinele cochete și era principalul punct de întâlnire al locuitorilor orașului. Era foarte animată și magazinele mai multe, mai dese. Majoritatea s-au închis, dar chiar știam undeva acolo un magazin de îmbrăcăminte. Nu mai e patiseria aceea pe care a deschis-o, dar tot așa moarte. Pe aici, la fel, sunt câteva care nu funcționează deloc. Încearcă lumea fel de activități, dar nu. Acum, din frumoasa stradă, a rămas doar amintirea. Magazinele au fost închise, iar clădirile sunt adevărate pericole pentru pietoni. Cumva un paradis al comercianților, această stradă este acum aproape pustie. Clădirile stau să cadă și doar vitrinele pe care de mult timp s-a pus lacătul mai amintesc de ceea ce odinioară era cea mai animată stradă din oraș. La 20 de ani, deci era cu totul altceva. Deci pe timpul lui Ceaușescu totul era perfect. Păcat, păcat, pentru că, într-adevăr, noi financiar suntem susținuți pe litoralul românesc, nu? Mării Negre, deși din afară prietenii de-ai noștri vin la mare, dar groaznic. Încet, încet, locul de promenadă preferat al constanțenilor a fost abandonat. Buticurile s-au închis, clădirile s-au degradat treptat, iar acum stau să cadă. Sunt multe vechi rămase, cum vedeți acolo în colțul acela, mai înainte pe stânga, pe dreapta, încă două, trei, care sunt părăsite, chiar și aici, părăsite. Nu știu de ce ale cui sunt, de ce nu se renovează, că e păcat. Ca arhitectură sunt frumoase, dacă ar fi renovate. Ăștia care sunt acum și care au fost, deci nu au făcut absolut nimic. Promisiuni, acum știm, campania electorală, iar o să înceapă să zică că o să facă, că... dar nu o să facă nimic. Eu stau în piața Griviței. E un dezastru și piața, tot centru. Chiar și porumbeii care se plimbau printre trecători au dispărut. Magazinele tixite de oameni sunt o amintire. Imaginile cu oameni care se așezau frumos pe câte o bancă și ascultau concertele de stradă s-au evaporat și ele. Autoritățile au promis un proiect care va readuce străzii centrale strălucirea de altădată. Până când va fi demarat însă, strada va rămâne încă una din legendele frumoase ale orașului, care a fost uitată de timp și de autorități.